Vreau să mulțumesc tuturor colegilor, locuitorilor, deoarece zilnic avem câteva zeci, iar în unele cazuri chiar sute de întâlniri în diverse colective și pe diverse adrese, atât în capitală cât și în suburbii. Au mai rămas 5 zile de campanie. Așa cum am promis, această campanie, împreună cu ai noștri colegi de la MAN, o desfășurăm cu locuitorii. Concret, venim cu propuneri, discutăm, fixăm obiective pe termen scurt, obiective pe termen mediu, pe termen lung și urmărim la această etapă cum o campanie întreagă are loc în continuare de denigrare a mea personală, a colegilor noștri, a echipii MAN. Această campanie este împotriva mea, dar și, așa cum ziceam, a partidului MAN. Oamenii sunt atât de slabi încât altceva nu au ce propune, fiind candidați tocmai 26 la funcția de primar general și peste 30 de partide înscrise în cursa electorală. Cici, nu știu dacă a mai fost vreodată aici, în Chișinău, în Republica Moldova sau în regiune în general. Deci, în totalitate sunt peste 50 de actori politici înscriși în această cursă electorală. Și fiecare vine, nu se prezinte ce va face el sau ea în linii mari, cu foarte mici excepții, marea majoritate ne acordă atenție mie, echipii, la ceea ce am făcut. Așa cum spuneam, vă mulțumim foarte mult pentru publicitate, fie că este pozitivă sau negativă. Noi nu am comandat așa ceva și vă rugăm să vă focusați, atenție domniilor voastre, pe programele pe care le propuneți, pe soluțiile pe care le propuneți pentru Chișinău. Dragi locuitori, vreau să știți că acum fiecare este gata să promită orice. În această săptămână nu mai miră nimic, poate fi orice inițiativă. Am văzut unii construiesc metrou, alții fac tot felul de alte soluții, unii navighează pe vâc. Înțeleg că de grabă zburăm de aici undeva la Botanica în Cosmos și tot așa mai departe. Deci, haideți să fixăm obiectivele realiste și să facem referință la aceste obiective. Nu mai înțelegi acum dacă este să ne uităm peste cei care sunt, cine este ONG, cine este mass media, cine este partid, cine este candidat, cine este candidat la primar, cine este guvernarea și tot așa mai departe. Deci s-au amestecat absolut toate lucrurile. Și regretabil este faptul, repet, că aceste lucruri s-au pornit împotriva noastră tuturor. Noi avem o relație cu locuitorii municipiului Chișinău. Oamenii la această etapă au în primul rând nevoie de liniște, au nevoie de pace, au nevoie de înțelegere. Oamenii nu au nevoie de dezbinare, oamenii nu au nevoie de ură. Și acesta ar fi mesajul către politicieni de orice tip, de orice profil, de la stânga la dreapta. Haideți să unim în jurul soluțiilor societate. Nu să facem dezbinări de criterii de orice gen sau tip sau ideologie. Acum, în Chișinău, avem de rezolvat mii de probleme care în continuare sunt în fața locuitorilor și a noastră ca și echipă și suntem gata să punem umăr cu umăr ca aceste lucruri să se întâmple. Haideți să faceți și dumneavoastră acest efort. Noi trebuie să găsim înțelegere, noi trebuie să punctăm soluțiile și să discutăm asupra acestor soluții care ar fi cele mai bune. Nu să dezbinăm locuitorii sau societatea. Și așa e mult în regiune și la nivel global. Și toate știrile pe care le vedem, cu mare regret, în mare măsură, sunt negative. Avem nevoie de lucruri pozitive în societatea noastră. Și așa cum spuneam, oamenii vor să trăiască acasă, aici, acum, bine. Și datoria noastră, a tuturor funcționarilor, participanților în procesul electoral, este să asigurăm că acest lucru se întâmplă. Să dăm oamenilor speranță că pot face la ei acasă lucruri care se corespundă acelor așteptări. Că putem face aceleași lucruri, că ne putem plea de promisiuni, că acestea nu sunt fantasmagorice sau scoase din niște contexte care nu corespund realității. Așa cum până acum ne vom apăra drepturile, cum ziceam, cum putem, prin instanță, la instituțiile abilitate, la organizațiile internaționale și la observatori. MAN și eu personal, noi nu avem alte soluții decât să mergem pe cale legală și urmărim îndeaproape toate aceste activități.